Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru eclipsa care se întâmplă astăzi, today. Aveți de ales, dragii mei, între patru variante, numărul 1, 2, 3 și 4. Câteva cărți deja le-am ales, dacă nu aveți încredere, nu ascultați această etalare. Așa, celelalte le voi desfășura în timpul etalării. Am încercat câte o structură consistentă, să zic, la fiecare număr. Numărul 1 este piatră, într-adevăr, dar ia uitați-o ce interesantă este. Este o sferă de piatră. Numărul 2, ametist. Numărul 3, jad și acest scarabeu cu inscripții egiptene. Of course, pentru cine știe să citească egipteană sau măcar și aduce aminte. Numărul 3, cred că e un soi de calcit. Ceva calciu, eu știu, dar e rozaliu, vedeți? Vedeți ce frumos e, măi? Și am încercat să asortez și cărțile, dragii mei, rotund la rotund, da? Mov la mov. Și cine știe despre Egiptul antic și arta egipteană, știe că au folosit foarte mult negru, auriu, da? Dar am preferat negru cu acest scarabeu. Nu știu de ce e o chestie. Am zis că dă bine oricum. Și iar mi s-a părut că dă bine. Chiar exact aceeași culoare este cu cel din setul de cărți. Acum, vă puneți pauză. Dacă vreți, vă alegeți eu. Mi le pun deoparte cărțurile. Să știți că mi-a fost tare dor de voi. Când nu vin în fața voastră cu etalări, credeți-mă că știți că nu vreau să creez dependență. Nu, nu-mi place chestia asta. Mă lupt și eu cu tendințele mele și îi sfătuiesc pe toți să se lupte cu tendințele acestea, pentru că nu sunt sănătoase deloc. Eu încerc să fiu totuși un om onorabil și să vă avertizez. Dar mie și mie dor. Mie dor că nu vin în fața voastră mai des decât. Am și multe trebuțe, multe, multe, multe. Hai să vedem. Numărul 1. Să începem cu numărul 1. Cei care ați ales această sferă. Nu știu, pentru mine sfera reprezintă lumea. Încheiere de capitol și poate ceva se desfășoară, începe să se desfășoare. Dar hai să vedem. Situația 5. Arborele genealogic. Magic Stream, interesant, lună, că tot avem acum lună nouă, e chiar un soi de luniță nouă. O vedeți? Luniță nouă. Magic Stream, 18 este numărul lunii. Aici ce avem? Avem ceva? Ah, ce frumos! 22 să însemne ceva pentru unii dintre voi? Data voastră de naștere sau poate pe 22? Ceva? Ah, ce frumos, frumos ar fi. Pentru că această etalare este pentru vibrația eclipsei care se manifestă astăzi, dar și a celei care vine pe 8, dar nu e vorba doar de asta. Lucrurile, știți, nici la lună nouă, nici la lună plină, nici la orice alt aspect planetar, lucrurile nu se întâmplă chiar în momentul respectiv. Înainte, după, probabil că vi se deschid niște uși learning, începe să învățați ceva sau vi se deschide o oportunitate să învățați ceva, vi se arată o șansă, vreau să zic. Vi se arată o șansă. Interesant. Aveți slow down și get to know each other. 22 și 44, foarte important pentru unii dintre voi. Stai, așa, mai, a vrut să se mai arate ceva înainte să arăt eu cărțile. Ok. Există o notă de tristețe, de confuzie și de reținere în viața voastră, în relație cu cineva sau poate cu mai multe persoane. Posibil această tristețe, această reținere, că am văzut patru de monede, să fie influențată și de familie, de niște probleme acasă, de niște probleme care țin de rădăcinile voastre, de arborele vostru genealogic, de tradițiile în care ați fost învățați, apropo de learning, de învățătură, dar aș mai spune că aveți ocazia să cunoașteți ceva nou. Dincolo de aceste tradiții,
care v-au pus la dispoziție niște opțiuni, dar probabil că v-au creat și un anume tip de confuzie în felul în care ați ales acele opțiuni. Din cauza acestei confuzii ați atras și lacrimi. Am spus că acele elemente tradiționale v-au influențat deciziile și v-au făcut să, poate pe voi sau persoanele cu care ați avut de-a face, v-au făcut să vă concentrați prea mult pe aspecte care țin de bani, de tradiție, am zis, de familie, în mod exagerat, ar spune, de stabilitate, iar în mod exagerat, în detrimentul emoțiilor voastre, în detrimentul copilului interior, în detrimentul cuvântării, de poate unii v-ați reținut cuvintele, tocmai ca să-i împăcați pe toți. Dar simt că viața unora dintre voi este un personaj foarte important, posibil un suflet pereche, care vă pune, cu care posibil nu vorbiți acum foarte mult, cu valetul de spade care acesta are sabia invers, tace, iar aveți încetiniți, slow down și gândiți-vă, încetiniți, faceți un pic de meditație. Zic că acest personaj, acest suflet pereche, bărbat, femeie, nu știu ce este, poate să fie și un prieten și prietenă și nu neapărat iubită, dar da, toată lumea își dorește, poate, un iubit, o iubită, care să îi arate o altă cale. Acest suflet pereche este în viața unora și vă deschide o nouă lume. Vă invită într-o nouă lume. Posibil prin vise, probabil comunicați telepatic unii dintre voi cu acest somn, cu acest labirint, cu acest magic stream, acest izvor magic în care vă întâlniți. Cred că unii dintre voi vă întâlniți deocamdată în 5D, în alte dimensiuni, dar frumos ar fi dacă vă dați timp să meditați și să alegeți corect, veți descoperi. Da, sunt două persoane, două persoane, doi oameni, două ființe, și aici, și aici, aici. Și aici peștișori. Și aici e o pereche. Da. Veți descoperi că împreună cu acest suflet pereche puteți crește. Altfel, puteți învăța lucruri pe care nici n-ați crezut că le puteți descoperi. Puteți trece de niște dimensiuni, de niște poduri. Puteți călători în viață mult mai puternici. Mai puternici. Adică, 22 înseamnă 4, echilibru interior. Vă găsiți echilibru învățând împreună cu acest suflet pereche. 4 și 44, da, 22, 4, 44. Și aveți 2, 2, 2, vedeți cum se repetă numerele, iar 4, 4, 4. Meditați la aceste lucruri. Acest 44 arată că și voi sunteți puternici, și ei sunt puternici, dar împreună puteți să vă transformați într-o direcție mult mai potrivită, probabil, zic eu, misiunii voastre. Aveți de învățat și unul și celălalt, și unul de la celălalt, scuzați-mi expresia, nu știu de ce, încă nu curg cuvintele la numărul 1, să vedem la alte numere. Probabil că e o reținere în felul în care unul dintre voi cuvântează, valetul de spade are sabia invers. Iar unii dintre voi posibil v-ați reținut cuvintele, ați reținut adevărul ca să-i împăcați pe unii și pe alții, să nu supărați prietenii din familie, copii, eu știu, rudele, cine o mai fi. Dar acum trebuie să meditați, pentru că uneori trebuie să îndrăzniți, să vă eliberați de aceste constrângeri, de aceste rețineri și să manifestați un început. Și începutul începe voi. Da, începe de fapt prin felul în care gândiți și apoi vorbiți și apoi alegeți și apoi pășiți. Sunt chestiuni legate de manifestare. Nu știu cât de clar o fi, sper totuși să fiu pe înțelesul tuturor. Dar cred că personajul
la care vă gândiți, foarte puternic de altfel, posibil și diferit de voi, să vă învețe sau să... Adică asta e parte din lecția pe care vă lansează, să vă invite într-o lume în care nu sunteți obișnuiți, dar care vă este foarte necesară. E foarte necesară conexiunea cu aceste vibrații. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Pentru că s-au amestecat cărțile. Probabil că au mai picat la un moment dat cărțile la voi. Cred că de-aia vi se și zice să încetiniți un pic. Am senzația unii că treceți prin evenimente turn și printr-un anume tip de haos. Dar dacă încetiniți și vă dați timp la meditație și stați de vorbă, get to know each other, da? Learn. Aveți de învățat, ține de Marele Preot care predă, un suflet pereche vă predă niște lecții importante. Learn to meet another's need for love. Posibil, cu acest suflet pereche, fiecare aveți un fel de a vă exprima dragostea și trebuie să învățați diferențele dintre voi, care vă fac puternici, vă creează un alt tip de stabilitate, nu cea cu care v-ați obișnuit. Este ceva, este un anume tip de schimbare și ceva magic în această poveste. Spuneam că amândoi învățați unul de la celălalt, da? Însă, unul e mai aproape, unul îl invită pe celălalt să treacă prin acest portal înspre lumină. Da, și aici portal, și aici portal. Trebuie să îndrăzniți să schimbați perspectiva cu alte cuvinte. 9 de cupe. Ia uite. Wow. Unde s-a oprit? Da. Pentru unii posibil să fie o poveste de dragoste. Voi trebuie să o recunoașteți. Care, de fapt, această poveste de dragoste începe cu o atracție fizică, foarte puternică. Însă, dincolo de această atracție fizică, unul dintre personajele implicate, voi sau cealaltă persoană, este într-o vibrație foarte înaltă. Hai să vedem. 9 de cupe, regele de monede și 6 de spade. Înainte să văd clarificările. E dragoste aici. În această poveste este dragoste. Sunt și multe emoții, dar iar această atitudine tradițională a regelui de monede, deci peștera, scorpion, geme în balanță, vărsător, Taur, Fecioară, Capricorn, eventual. Vom vedea dacă apare și semn de foc. Dar poate că apare sub altă formă. Ideea este că, mie mi se pare că și această vâtă este un simbol al focului. Ideea este că emoții sunt, dorință de stabilitate, dar ceva s-a întâmplat între voi. Pentru că se pare că unul merge într-o altă... Ia mai dăm o carte, în ce direcție merge acest... După... spade. Wow, ce frumos, ce bine! Ce bine, a vrut să iasă și asta. A vrut să iasă și asta. Deci, emoții, dorință de stabilitate, probabil că distanță, sunt două cărți care sugerează distanță, drumuri. Dar am senzația că atunci când distanța vă separă, voi vă conectați telepatic unul la celălalt. Posibil cu regele de monede și cu arborele genealogic să fie influența unei familii în această poveste. Nu știu cât de benefică.
Dar, wow! Ia uitați! Se va manifesta vindecare, se va manifesta victorie, se va manifesta dragoste într-un mod neașteptat. Pentru aceasta trebuie cuvântat, iar am văzut cavalerul de spade, trebuie cuvântat ceva. Ori primiți vești, ori voi veți vorbi la un moment dat ce trebuie. Ce trebuie. Deocamdată alegere, am zis mai devreme, 2-2. Apasă pe umerii voștri sau a celelalte persoane multe responsabilități, multe, și invidii și influențe negative. Dar hai să vedem, 9 de cupe. O dată, de două ori. 3 ori, 9 de cupe. 5 de monede. Dacă v-ați simțit abandonați, dacă v-ați simțit în această separare din cauza, repet, din cauza drumurilor și a unor obligații, poate să fie serviciu, poate să fie familia care cere bani unuia, altuia, și când vorbesc de familie nu mă refer la căsătorie, musai, deși e posibil, mă refer și la membrii, rude, părinți, veri, frați, da, care cer bani, care pun în cârcă multe responsabilități. Da. Dacă aceste responsabilități și aceste drumuri v-au făcut să vă simțiți singuri, abandonați, posibil unul a preferat să viseze, să creeze punți telepatice, celălalt poate s-a mai cufundat în păhărele, dar hai să vedem regele de monede. Soarele, interesant. Dacă vă recunoașteți în această postură, personaj cu bani, cu o anumită poziție, bine, e bine. Dacă nu, dar cu această viziune tradițională, cum să pun în practică visurile, cum să pun în practică idealurile. Dacă nu sunteți voi, iar trebuie să alegeți. Este un personaj cu o poziție importantă în viață, care are parte de o trezire. Aș spune cu soarele, are parte de o trezire. Ia, 6 de spade, clarificăm. Mai, mai, mai. Ia uite. Da, da, wow, wow. Înainte să clarific celelalte două cărți, 8 de bâte și asul de monede. Aici se pare că au fost multe influențe. Pe de o parte, s-a mințit. Oricineva a ascuns o familie. Faptul că este căsătorit, un bărbat, în mod special văd energie masculină, a ascuns că e căsătorit, că are un copil, că are responsabilități. Sau că familia, repet, dacă nu e căsătorit și nu are copil, familia are pretenții financiare sau eu știu de care, dar cineva a mințit, a furat, a jonglat lucrurile într-un mod nesănătos, aș spune. Și din acest motiv, cealaltă persoană a intuit, marea preoteasă, înseamnă secrete, dar înseamnă și intuiția cuiva. Este energie feminină. Luna apare, energia feminină simte că da, e dragoste, e conexiune, e atracție. Putem învăța multe lucruri împreună, putem deschide noi universul, noi dimensiuni, putem manifesta, dar nu se poate face nimic atât timp cât există minciuni, atât timp cât cealaltă persoană, regele de monede, eventual, ține prea mult la bani, la aspectele acelea tradiționale, la acea familie care influențează negativ. Fără jenă. Este o familie care influențează negativ, sunt prieteni, sunt rude, 5 de spade. Și acest personaj trebuie să mediteze. Da? Acest personaj, iar apare energie masculină, poate nu întâmplător, trebuie să mediteze. În loc să stea să bea păhărele, da, se simte euforic, se simte bine în preajma energiei feminine. Am văzut împărăteasa, măi. Nu orice femeie, am văzut împărăteasa. Și două suflete perechi și soarele. Fericirea este lângă o anumită persoană, lângă o anumită, nu lângă oricine ne găsim fericirea. Nu lângă oricine ne găsim și nici măcar familia, fără scuze, fără rețineri, nici măcar familia nu ne poate face fericiți. Noi trebuie să ne găsim fericirea. Hai să vedem asul de monede ce înseamnă.
Și cine a simțit, Marea Preoteasă a simțit că e ceva în neregulă și s-a eliberat. Și atunci, acest personaj, Regele de Monede și Soarele, are parte de o trezire, da. Am fost incorrect. Nu am spus, nu am arătat, să zic, niște adicții, probleme financiare din cauza, repet, a familiei, a celor influențe negative. Cealaltă persoană s-a detașat. 6 de spade. Ok, am înțeles. Intuiția, prin vise, poate unul dintre voi a avut vise legate de această relație, că la distanță se întâmplă ceva, că sunt situații. Dar sfatul este că voi puteți să vă transformați, puteți să fiți puternici dacă o luați de la capăt. Dar cum? Sincer. Comunicând. 5 de cupe. Ia uite. Depășind, să zic. Depășind starea de regret. Unii dintre voi, cu asul de bâte și magicianul și asul de monede, puteți manifesta acest nou cu altcineva. Voi știți. Am zis, este o nouă lume, un nou capitol. Dacă știți că ceva din ce am descris eu rezonează în viața voastră, a fost ceva, nu aș zice musai putre, dar ceva a fost ținut ascuns. Și voi v-ați eliberat, mergeți către o nouă manifestare, dar cu viteză, ieșiți din lacrimi așa, cu viteza luminii. Interesant, am vorbit de lumină. Poate că are legătură cu trezirea, cu soarele. Soarele, asul de bâte și lumina aceasta și ce, lumina care era între cei doi. Și lumina aceasta, învățați. Învățați dincolo de această experiență și eventual învățând, vă atrageți oameni puternici cu care puteți manifesta, repet, abundență, dar într-o altă manieră. Nu cu rețineri, ci cu inspirație divină. E o mare diferență între a manifesta cu inspirație divină, abundență financiară și a ține de bani, pentru că sunt discuții, ăla vrea, discuții acasă, discuții, eu știu cum. Asta e o nouă perspectivă. Ideea este că dacă voi vă eliberați, nu știu în ce postură sunteți voi, dacă voi sunteți cei care vă eliberați, mergeți spre un nou capitol în care vă veți atrage oameni puternici. 2-2, 4-4, 5, numărul marelui preot. Vă veți atrage. Dacă vreți să manifestați aceste noi capitole cu persoana despre care am vorbit, voi știți. Dar ideea este că se poate. Marca. Un nou capitol. Adică nu că se poate, chiar se întâmplă. Hai să vedem. Numărul 2. Ce care ați ales? Ametistul. 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 Știți că înseamnă conexiune spirituală? Avem aici două persoane care au interesant, două persoane, probabil că sunteți în... Vă gândiți la un suflet perechi care are capacități spirituale la fel de puternice ca voi? Posibil? Vedem ce și cum. Ia să vedem ce apărăt. Wow! 33! Care înseamnă 6, numărul îndrăgostiților a iubirii. E număr maestru. Extraordinariu, nici n-am văzut toate cărțile, 33 de dor, deci nu vine să cred, am zis că vă oglindiți, sunteți la fel de puternici, doar că am senzația că unul dintre voi e mai exuberant, celălalt e mai calm, are un anume tip de dragoste mai calmă, celălalt e plin de zgubilici, 33 de dor, doi. Așa, Armandina a venit invers, intuiția, 7 și 37, interesant, dar a venit 7 invers. Așa, și aceste cărți, iubește cine ești. Posibil că, dacă aveți de-a face cu un suflet, pereche, situația prin care ați trecut v-a făcut să vă...
a stagnat un pic această dragoste, această relație, această prietenie, a stagnat cu armadilul care, pentru mine, da, faptul care e numărul 7 mă duce cu gândul la faeton. Faetonul care trebuie să ia o decizie, da, 6 îndrăgostiții, să fie în echilibru și să meargă către manifestarea acestei iubiri, eventual. Sau a uniunii, întâlnirii dintre voi doi. Dar am senzația că pe de-o parte, ați simțit o stagnare în această relație, o stagnare. Unul dintre voi nu a putut să vină înspre celălalt, cel puțin unul dintre voi, din cauză că au fost niște influențe, pe de-o parte. Au fost niște persoane în jurul lor care i-a dezechilibrat, care poate să fie și în jurul vostru și în jurul lor, pentru că voi vă oglindiți. Am senzația că sunteți niște suflete perechi foarte speciale, vă oglindiți. Nu degeaba ați ales movul, ametistul care are capacitate de vindecare, vă puteți vindeca unul pe celălalt, puteți vindeca, e extraordinar, puteți vindeca și pe alții. Nu-mi vine să cred, de 3 ori 33! Fantastic! Și în momentul în care 3 și cu 7 înseamnă 1. 7 în jos merge spre 6. În momentul în care mai e un pas, sigur sunteți într-o, dacă nu, urmează să vă întâlniți cu acest personaj despre care vorbesc. Poate că unii deja v-ați întâlnit, dar treceți prin transformări profunde ca să învățați să vă iubiți așa cum sunteți. Pentru că și unul și altul sunteți foarte puternici, și unul și altul sunteți foarte intuitivi, aveți în sânge, în sevă, aveți, aș spune, gene foarte vechi, sunteți pe cale să intrați în uniune, uitați ce a venit la voi. Însă unul trebuie să învețe să demonstreze dragoste. Cel care a întârziat această uniune, cel care a întârziat din cauza lipsei de, aș putea să spun că acest personaj e un pic mai lipsit de maturitate, da, foarte jucăuș, de altfel foarte exuberant, dar, sau exuberantă, dar repet, unul are tendința să se bucure într-un mod excesiv de viață, dar se lasă și păcălit de copy-paste-uri și din cauza asta își pierde stabilitatea și capacitatea de decizie. Acest personaj, dacă sunteți voi, ascultați-vă intuiția, decideți influențele, separați-vă de influențele negative, învățați să vă iubiți, că 8 e un număr foarte puternic, să-i lăsați în urmă pe cei care v-au ținut în călătoria voastră și să mergeți mai departe. Nu știu cât de clar o fi, dar apreciați orice moment, apreciați orice situație, inclusiv situația prin care treceți cu acest personaj, că eu simt că sunt totuși două persoane, nu degeaba a venit Union of Hearts. Eventual, dacă nu ați întâlnit, urmează să întâlniți. Și repet, s-a amânat această întâlnire din cauza că poate voi v-ați lăsat influențați de, eu știu, măști prefăcuți copy-paste-uri. Poate ei, dar repet, eu cred că și unul și altul a trebuit să învățați, să manifestați, să vedeți în orice situație posibilitatea de a deschide un nou univers, care permite un nou univers, care permite această uniune. Nu orice fel de univers. Avem de 3 ori, măi, deci ați văzut în fața voastră, de 3 ori, 33. La capătul setului de cărți, regina de monede. Trebuie, ia uite, moartea, transformare. Dacă v-ați făcut griji, dacă ați fost supărați, dacă v-ați fost dezamăgiți, trebuie să învățați, să renașteți, să vă găsiți echilibru, valoarea. Valoarea, doamnelor, domnilor. Și stabilitatea, iar am senzația că energia masculină, n-am nimic cu energia masculină, avem nevoie de energii masculine echilibrate,
Dar în acest context, energia masculină a fost cam zgubi, măi, cam zgubi. Dar cred că e cazul să se maturizeze. Eventual, posibil să-și dorească să se așeze un pic, să se... Da, e element de pământ, să se împământeze. Hai să vedem numărul... Ce copicat? Numărul, ia uite, 6 de spade, au venit cam... Tot 4, vreau să fie 3. 6 de spade, 7 de cupe, 5 de băte, Marea Preoteasă, interesant. Da, conflicte, influența, în zi, s-au băgat oameni în relația dintre voi, au creat confuzii, dar iar apare mască și mască. Posibil iar cu 6 de spade și cu armadilo, care m-a dus cu gândul la Phaeton. Phaetonul reprezintă mișcare, dar mișcarea apare când este distanță, logic, da? O distanță n-a putut fi străbătută, întâlnirea dintre voi nu s-a putut, repet, marca din cauza confuziilor, a opțiunilor, posibil personajul exuberant. Dacă o fi și sexy, cred că amândoi sunteți oricum. Dar unul probabil se lasă prea influențat de aspectul fizic, de măști, de iluzii și își creează singur sau singură, că poate să fie și femeie, dar repet, simt că totuși energie masculină, conflicte, confuzii. În aceste opțiuni și confuzii apar discuțiile, apare concurența. Dar cineva știe. Eu am senzația că această energie, deși, repet, sunt trei cărți cu 33, sunt trei cărți, sau e chiar aceasta. Ia uitați cum știe. Știe, se uită, în scoică, se uită, nici n-are nevoie să uite, o simte, e o viziune, nu că internă. La fel, cartea e un pic întredeschisă. Unii dintre voi aveți de-a face cu o energie feminină foarte intuitivă. Și dacă sunteți bărbați, ori aveți această energie feminină activată, ori urmează să vă activați în relație cu personajul. Vor fi niște mărturisiri. Cavalerul de spade apare la capătul setului de cărți. Neașteptate. Dacă până acum s-a stat, la un moment dat va fi un salt. Cuantic, cum vreți voi. Un salt astronomic, cum vreți voi. Aici e un salt. Aici iar este viteză, este calul, este mișcarea. Da, cineva va apăsa pe accelerație ca să câștige un pic timp pentru că a întârziat. Comunicarea, adevărul, uniunea, dar cealaltă persoană cred că a simțit tot timpul că mai devreme sau mai târziu vă veți întâlni. Și uite așa manifestați. Pentru că știți, mai devreme sau mai târziu o să ne întâlnim. Pentru că, da, interesant, aici este un fluture. Acest personaj cred că trebuia să se transforme. Da, e ok să te bucuri de viață, dar una e să te bucuri asumat și alta e să te bucuri de fiecare păhăreș și să dea seama la sfârșit că, băi, s-a cam lăsat cu ceartă, cu bătaie, cu conflict, cu discuții. Mai dă-le încolo de pahare. Și când vorbesc de pahare, nu mă refer musai la distracții, mă refer la suflete, care n-au adus prea mare împlăniri. 6 de spade. Hai să vedem. Ia uite, nebună. Ia, se va marca ceva. Ia uite. Puterea. Da, are pasiune. Ia uite. Pasiunea are, această energie masculină are multă pasiune față de voi, doamnelor. Nu vi se pare chiar că seamănă? Uitați că seamănă și sunt seturi de cărți diferite. Seamănă. Voi aveți puterea. V-ați descoperit-o. Vă puteți controla. Asta e mare lucru. Degeaba vrei să-i controlezi pe alții dacă tu nu te poți controla. Dar intuiția vă spune că se va întâmpla uniunea. 3. Și cu 7 înseamnă 1. Sunteți pe cale să manifestați. 1, 0. În această perioadă se va... Hai să mai vedem. 7 de cupe. 7 de cupe, 6 de cupe.
Marea confuzie a fost această conexiune, da? 6, iar 6, 3, 3, 3, 3, care duce către 6, 6, 6, 7, iar apare, iar 8 am mai văzut. În această conexiune, voi nu aveți măști cum aveți în celelalte conexiuni. Și asta a creat cel mai mare conflict. Ia uite, șocul, turnul, șocul. Turnul și diavolul, interesant, și roata norocului. În primul rând a creat un șoc obsedant de care trebuie să învățați să vă eliberați ca să intrați în Uniune. Dacă am exprimat suficient de corect un șoc sau o energie, o conexiune atât de intensă, sufletească, posibil și fizică, care a dus la un moment dat, în această perioadă de amânare, a dus la un anume tip de obsesie, peste care trebuie să treceți roata norocului ca să intrați în Uniune. Până nu se trece, posibil că au fost și tentații cu aceste măști, cu aceste figuri false. Ambii a trebuit să vă mai luptați cu alt fel de tentații, de confuzii, de adicții, de frici. Da, hai să vedem 5 de bucăți. Pentru numărul 2. Interesant. 5 de bâte. Da, 6. 5 și 4. 6. Ia uite, magicianul. Asul de bâte. Wow, lumea! Dacă a fost distanță, această distanță v-a adus. V-a învățat să vă echilibrați. Au fost adicții, au fost intervenții, au fost confuzii, dar separat a trebuit să vă echilibrați. Pentru că nu avem nevoie de salvatori, avem nevoie de parteneri egali. Da, sper să vorbesc cândva și despre chestii. Nu avem nevoie de salvatori? Nu. Ci de parteneri egali. Și dacă această distanță care a fost între voi și nemanifestare din cauza ce am mai spus mai devreme, v-a învățat pe amândoi să vă calmați, să vă vindecați, da? Să vă calmați impulsurile cu regina de bâte, impulsurile, atracțiile, chiar dacă a fost mare, iar distanța a fost foarte necesară ca să învățați ceva. Ce să învățați? Cum să manifestați mai magicianul și iar baghetă, baghetă, da, atracție fizică este, dar nu-i suficient, adică nu că nu-i suficientă. Nu aceasta este la baza relații. Aceasta va întreține de-a lungul timpului relația. Dar baza este dragostea, baza este echilibru, faptul că sunteți asemănători și totuși diferiți și dați bine împreună. Energia masculină, am zis, are de demonstrat 5 și 6, are de demonstrat, are de acționat și de cucerit. Și e pe cale, e pe cale. Deja vede lucrurile altfel. A dat masca jos. Aici. A dat masca. Își ascultă intuiția. Dacă și comunicați la distanță, posibil să-i ajutați. Marea preoteasă. Extraordinar. Trezire spirituală. Ce poate fi mai fascinant? Sper să nu se întrerupă. Da? Ce poate fi mai... Da. Știți că veți fi împreună, Union of Hearts. Știți că sunteți un singur trup, o singură ființă. Chiar dacă trupul fizic e la distanță, sunteți un trup energetic, spiritual. Of course, energy. Ia uite, și regele de bute. Regele de bute, da. Știți că acest personaj trebuie să lase ce? În primul rând, să aleagă, posibil să lase ori o căsnicie, ori un contract, și să străbată distanța asta și să vină politically corect la voi, fără confuzii, fără contradicții, fără discuții. Da? Și știe și el ce are de făcut. Iar voi, femininelor, aș spune că aveți cheile. Cheile. Și celălalt trebuie să sară. Da, cred că, nu știu, cred că se lasă cu o îmbrățișare așa, simt că cineva sare așa în brațe, up, în brațele celuilalt. Nu știu, ar fi frumos să-mi spuneți. Dar arată bine, arată foarte bine, cât am vorbit. Că nu vreau nici să mă lungesc foarte mult. Arată foarte bine, Union of Hearts.
Dar și bărbați, dacă nu vreau să vă simțiți cumva, și bărbați, dacă sunteți, dacă lăsați în urmă apele tulburii, uitați, soarele, soarele e aici, în voi, în energia voastră feminină. Am zis că amândoi vă oglindiți, uite, amândoi sunteți magii, măi. Aveți și voi pisicuță neagră ca mine? Cine are pisicuță neagră ca mine? Una din ele este Merlin, a voastră cum e? Dar am zis a fost un copycat interesant, un copy paste, vreau să zic, un copycat. Voi doi vă oglindiți, dar sunt, da, și în partea voastră și în partea lor aveți, da, oameni care se bagă între voi. E o altă pisică aici și aici este o mască, da, că tot a apărut diavolul. Dacă vreți să manifestați mai repede Uniunea, eu aud acum ceva, aud, așa se zice, dar știu eu cum pot să explic acest cuvânt. Ar trebui să studiați un pic despre Bastet și cum să manifestați cu ajutorul lui Bastet, zeița pisică din Egiptul antic. 3 cu 7, 1, magicianul. Cum să manifestați? Eventual această dragoste, această uniune, dacă o vreți, eventual energia voastră feminină, intuiția voastră, puterile voastre de mari preotese. Mari preotese pentru Bastet, eventual. Poate și pentru Ra. E, pentru cine vrea să asculte. Dar energia masculină trebuie să riște, să iasă din confuzii. Și să lase în urmă opțiunile, conflictele, apele tulburii și să îndrăznească. Să calce și cu picioare. Iau de altul care sare, exact acesta. Da, să calce și cu picioarele pe pământ, nu așa cu capul nori. Pentru că sunt multe lucruri de manifestat și pe pământ. Dincolo de, da, energiile subtile. Pe care unii dintre noi le știm, da? Hai să vedem. A, suntem la unde la cel număr. Pe acestea le-am discutat. Așa, iubiților, numărul 3, scarabeul. Scarabeul înseamnă schimbare. E o energie foarte puternică, dacă aș putea să vă vorbesc despre scarabeul din punct de vedere egiptean. Ar fi minunat, dar n-aș mai termina etalarea. Jad, iar e o energie care ne ajută să ne conectăm la intuiție, să vindecăm. Interesant, avem venit 4 și 6. 4 și 6. Posibil aveți niște probleme acasă cu acești nori și cu casa. Cu casa. Însă. Interesant, dacă ar fi să scad 4 din 6, rămâne 2. Ascultați-vă intuiția. Intuiția vă spune că dincolo de acești nori, va fi soare. Adică, scarabeul duce în fața sa multe responsabilități, dar le duce cu un scop. Eventual, e interesant cu mine mesajul. E o chestiune, unii poate vreți să a venit brusc acest mesaj, poate vreți să vă schimbați locația, casa, să mergeți înspre cineva, să vă faceți acolo casă sau să vă găsiți alt loc de casă. Ai un mesaj acum. Prin scarabeu. Oh, deep freeze. Uf. Ce alte mesaje mai sunt aici? Da, aveți nevoie de mișcare. Ați înghețat eventual 4. E o energie prea statică. Din cauza acestor v-ați străduit să vă găsiți stabilitatea în perioada aceasta tulbure acasă, dar prea mult nu-i bine. Aveți nevoie de mișcare unii dintre voi. Iar 10, interesant, am vorbit de roata norocului? Nu, am vrut să zic când am vorbit de scarabeu. Scarabeu reprezintă roata norocului. Dintr-un anumit punct de vedere.
și cu 6. De ce mă tristează? Mă tristează foarte mult această imagine. Deep freeze. V-ați înghețat emoțiile, dragostea. Apropo de 6-6, înseamnă dragoste. Aici apă înghețată, acolo sunt nori, apă și aer. Din cauza unor probleme acasă unii dintre voi. Orgoliu cuiva v-a afectat încrederea în voi, în dragoste. Unii aveți în preajmă, ați avut mult 3 și cu 1, 4. Aici energie feminină, 4 reprezintă împăratul. V-ați găsit stabilitatea, nu contează ce sunteți bărbați femei, v-ați găsit stabilitatea în voi, pentru că ați trecut prin niște situații foarte grele. Cicluri în care v-ați înghețat, v-ați reținut, v-ați abținut, ați fost singuri prin situații grele. Dar ați învățat un lucru, că stabilitatea este în voi. Chiar dacă în jurul vostru au fost ape tulburi, nori, frig, lilieci, în jurul vostru, în casa voastră, dar aș spune energetică interioară, nu fizică, poate și fizică, dar vorbesc de o casă energetică interioară, da? Cercul vostru interior, este cu totul altceva decât ce vede lumea. Este o lume de vis. Până și cele mai ciudate ființe își găsesc dragostea în ei când sunt în preajma voastră. Dar ce interesant este că ca să ajungeți la această capacitate de transformare, aș spune energetică, și în voi și în ceilalți, ați trecut prin multă suferință. Vreau să spun că energiile feminine sunt foarte atrăgătoare, dar înconjurată de foarte multe energii masculine lipsite de stabilitate. Iepuraș, playboy. În mod special e unul care se gândește, poate la care vă gândiți și voi, dar aveți deja experiență. Alt jucăuș, alt jucător, ce fac? Ia să închid mai bine ciclul acesta. Sunteți pe cale să încheiați un ciclu în care, din cauza unor oameni instabili, a trebuit să învățați să vă găsiți voi stabilitatea în voi. Ați învățat să vă protejați și pe voi și pe cei pe care iubiți, dar și voi aveți nevoie de protecție. Ce este foarte interesant, iar sunt două imagini în care se închide, am vorbit de roata norocului, o roată, da? Se închide cum să se explic? Se separă energiile în jurul vostru. Voi oferiți multă stabilitate multor ființe. Dar asta această capacitate de a oferi stabilitate, de a oferi dragoste, protecție, amabilitate, kindness, dragoste, am zis, da? Aceasta s-a întâmplat cu multă suferință, cu 2 și cu 6, 8. Ați trecut prin multe transformări ca să ajungeți la a manifesta această putere. Am spus, este un personaj, sunt mulți oameni care se simt atrași de voi, bărbați, femei, nu contează, dar oameni trecători, oameni care țup, vin, pleacă. Unul totuși e, vedeți, s-a suit în capul vostru. Cu alte cuvinte, e tot timpul cu gândul la voi posibil și voi vă gândiți la ei. Acest personaj își dorește intens o atingere fizică, în sensul că nu știu cum, după cum se uită la voi energiilor feminine, sau puteți să fiți și bărbați, poate luați etalare invers, acest personaj vă adoră. Vedeți voi, femeia aceasta nu e foarte tânără, dar are acești sclipici, culipici și această aură specială. Exact ca și aici, vedeți? Și aici. Și copiii, și oamenii, și bătrânii, și tineri, toți se simt protejați în preajma voastră. Aveți o aură foarte puternică. Vedeți? În
îmbrățișați, atingeți, vorbiți și oamenii își găsesc pacea, dragostea în jurul vostru. Dar, repet, ați trecut prin multe. Prin multe. E o chestiune legată de casă, foarte, foarte importantă în această perioadă pentru voi. Posibil, am zis, v-ați înghețat, v-ați izolat ca să vă găsiți stabilitatea în haos, însă 4 și cu 7 înseamnă 11. 10 înseamnă încheiere de ciclu, da? 11 spune este, aveți nevoie și voi de o, aveți nevoie și voi de o atingere plină de dragoste. Pentru că pe toți pe care i-ați atins, i-ați alinat, i-ați schimbat în bine într-un fel sau altul, dar și voi aveți nevoie de cineva care să vă iubească. Așa simt. Ce a apărut? 4 de cupe. S-a întunecat un pic? 4 de cupe. Sunteți un pic cam supărat, supărate, eventual. Iar 4 de... De-am zis că sunteți un pic reținute. 4 de monede. Iar 4. Marea preoteasă. Intuiția vă spune că trebuie să aveți granițe personale, că sunt mulți care vă doresc. Și eventual cineva v-a și mințit, v-a adus multă suferință, încercând să fie cu voi și de fapt avea o familie în spate. Ia uite, îndrăgostiții și marele preot. Dragoste versus tradiție, casă, magicianul, manipulare. Ați fost manipulat, dar voi știți. Voi știți, intuiția vă spune mai devreme sau mai târziu că i-au vrut să se bucure de acest univers pe care îl creați în jurul vostru, dar nu au avut puterea să rămână acolo. Nu știu ce simt așa, o tristețe. Am zis că mișcați un adevărat univers cu energia voastră, că scarabeu împinge. Lumea. Împinge lumea. Aveți senzația că lumea e pe umerii voștri. Dar hai să vedem totuși. Ați trecut prin multă suferință. Asta e clar. Ia uite, astfel de bâte. Frumos. În această perioadă veți primi, în primul rând, o nouă putere. O nouă putere de a vedea, de a manifesta lucrurile și cu această energie a focului posibil, dacă lucrurile au înghețat, dacă emoțiile v-au înghețat la un moment dat din dorința de a vă găsi, repet, echilibru într-un haos pe care a fost permis tocmai ca să vă descoperiți puterile și capacitățile, această energie a focului aduce o revitalizare, o dorință de viață. Și de transformare. Ar putea să fie și un proiect la locul de muncă, ar putea să fie o idee cum să faceți bani. Și în primul rând, nu e vorba de a face bani, ci de a vă crea un anume tip de independență dincolo de această stabilitate. Dacă sunt înțeleasă. Ia uite, 3 de spade. Da, vă simțiți abandonați de bărbatul vostru divin? Da. Bărbatul vostru divin probabil că v-a abandonat. Extraordinar, o femeie între voi. Vedeți? Femeia divină, bărbatul divin și regina de monede. Nu degeaba apare casa. Casa cuiva, casa lor, poate să fie, dacă nu e soție, este mamă. Este o altă femeie între voi. Hai să mai vedem încă o carte. La toți am pus 4, vreau să fie 3, dar asta e.
Dar dacă această situație, că ați suferit, ați suferit. Însă, repet, voi aveți așa o putere de a vă găsi echilibru în voi, de a nu vă lăsa, nu contează femei, dacă sunteți femei, bărbați, de a vă... Aveți o energie masculină, doamnelor. Aveți o energie masculină peste care nu poate trece nimeni. Niciun cavaler, niciun playboy, nici măcar împăratul nu poate trece peste energia voastră. Peste împăratul din voi. Ia uite, separare. O separare, tăcere, lacrimi și dorința de a renaște. În primul rând, a voastră. Roata norocului, am zis, de o roată de mișcat. Trebuie să schimbe energie. Și veți renaște, am zis, ia uitați, cu acest as de bâte. Veți simți o nouă energie în voi. Veți simți o nouă energie și o nouă ființă că se naște din voi. Parcă invocați această energie. Vedeți ce puternică e imaginea asta? Parcă o invocați. Da. V-au abandonat. Ați plâns. V-ați separat. Dar nu vă pune jos nimeni. Felicitări. Asul de bâte. Ia uite, extraordinar. Dragele mele, dragii mei, asul de bâte. O nouă pasiune, poate, care vă va atrage multă abundență. Poate să fie o idee cum să faceți bani. Poate. Dar nu e vorba de a face bani și de a fi, ia uitați, justiția. Și de a fi echilibrați și de a manifesta energia voastră înaltă, nu umbrele, că voi aici ați înghețat încercând să vă găsiți stabilitatea, echilibru. Când alții v-au dat, știi, e o chestie, alții v-au dat haos, voi v-ați găsit echilibru în voi, dar trebuie să renunțați la ceva. Pentru că nimic nu se face fără sacrificiu, da? Ce superb! Ia. 8 de monede. Depășiți, ia uite. Am văzut mai devreme când a ieșit 8 de monede, am văzut și 7 de spade. Dacă cineva v-a mințit și v-a adus dezamăgiri, mai aveți o putere, am zis, mișcați universul. Sunteți ca mine, manifestor, nu știu ce sunteți. Mișcați universul, mișcați totul. Nu, deci e o ambiție pe care puțin o sesizează. Poate nici voi nu știți. Mișcați universul. Schimbați dimensiunile, vedeți? Totul e război, e nebunie. La voi e pace, e frumusețe. Și Batman se îndrăgostește în lumea voastră. Da, v-ați simțit abandonați, dar acum vedeți lucrurile dintr-o nouă dimensiune, dintr-o nouă perspectivă. Dragostea, iau-te, regina de cupe, e în voi. Voi meritați să fiți încoronate. Nu abandonate. Și atunci. Bine, mie vin mesaje și în engleză, o să zic în română. Vă chemați puterile înapoi, nu știu, așa un sentiment de ia uitați, măi, roata norocului, da? Dacă a fost suferință, o depășiți. Zaruri. În mâna voastră sunt zarurile. Voi vă creați destinul. Vă îmbrățișez și vă pup, pentru că semănați foarte mult cu mine. Roata norocului. Am zis că scarabeu, asta înseamnă roata norocului, misterele egiptene. Doi de bâte. Și dacă alții v-au abandonat ca să aleagă între voi și, eu știu, alte situații, neapărat persoane, poate să fie casă, poate să fie job, poate să fie eu știu ce. De acum se schimbă energiile. Dacă intrați în această energie, dragii mei, dragele mele, în mod special, ia uitați pe ce stați. Deja intrați în una, două, trei, patru, aici este a cincea dimensiune, da? Știți că trebuie să luptați cu aceste stări. Nu e ușor să le depășiți, nici decepția, nici durerea, nu e ușor. Dar în momentul în care voi veți sta deasupra acestor dureri,
Îi veți învăța și pe alții. Și ce vreau să zic, dacă alții au încercat să își acorde timp să vă aleagă, nu știau ce și cum, de acum încolo voi alegeți. Voi, ia uite, puterea e în voi. Uite, uite. Vă faceți planuri de călătorie. De călătorie, eu știu, variază acest cuvânt de la unul la altul. Vorbeam de călătorie, apare 6 de spade. Vă eliberați de oameni în care sunt indeciși. Vă eliberați, nu aveți nevoie de așa ceva. Care visează romanțe, cai vers pe pereți, ok, dar vrem dragoste. Dar vrem dragoste absolută, nu romanțe, nu porcușor cu aripioare, da? Nu e nevoie de așa ceva. Da, probabil că o să vină cineva să vă cucerească. Dar hai să mai vedem totuși roata norocului ce mai aduce. Clarificăm roata norocului să vedem ce aduce roata norocului. Posibil cineva... interesant, interesant ce simt. Cineva merge la tarot să se intereseze ori despre voi, ori despre situația voastră. Nu știu exact, dar cineva merge să... Ia uite. Wow. Personaj conflictual. Vrea să vindece situația dintre voi, să zicem. Dacă știți că ați avut de-a face cu acest iepuraș conflictual, acesta probabil va încerca să vindece, să rezolve situația dintre voi. Da, asul de cupe. Nu știu ce, află ceva despre voi, află toată suferința prin care ați trecut, posibil. Ia uite, moarte, transformare. Află cum v-ați transformat? Cine poate să afle? Așa, mici detalii, nici 10, nu știu, sute de etalări de tarot, aici cred că sunt 4. Sute de etalări de tarot, da, sau de interpretări astrologice, nu pot să... Sau bârfe, eu știu, 5 de spade. Ce zic vecinii, ce zic colegii, nimeni nu poate să știe cum v-ați transformat de fapt, numai Dumnezeu știe. Trecând peste această posibilitate că un personaj va veni să vă ofere dragoste, de care v-a separat, care v-a adus multă durere, trecând peste asta, voi vă vindecați. Și la numărul 2 a ieșit foarte frumos, dar și la numărul 3. Ia, 6 de spade, clarificăm și 6 de spade. Clarificăm și 6 de spade. Extraordinar! Asul de spade! Ce indecizi, dacă energia altei persoane, bine. Dar în primul rând este energia voastră. Capacitate mentală, capacitatea de a vă vindeca, de a mișca lucrurile energetic, vă proiectați acolo în 5, în 5D și acolo vindecați, acolo manifestați și apoi reveniți pe pământ. Ce? Împărăteasă. Cum? Cu energia aceasta a focului și aerului. Evident că nu putem să uităm și de asul de cupe. Învățați să vă iubiți și pe voi, nu doar pe ceilalți, să vă iubiți și pe voi. Și să vă vindecați mai întâi pe voi, nu pe ei, că pe toți i-ați vindecat, într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin. Ați oferit stabilitate tuturor. Posibil pentru unii să vină un nou personaj în viața voastră. Posibil. Și vă doresc să vă puteți bucura de dragoste. Dar dacă e vorba doar de energia voastră, mare capacitate de înțelegere, de detașare de suferință, de decizie, de anticipare, de creație, și de manifestare. Frumos, frumos. Hai că e foarte frumos. Mă bucur mult pentru voi. Nu uitați că, într-adevăr, e posibil să vină cineva. Nu mai dau detalii despre zodii, că nu e cazul. Că e clar, cineva își dorește foarte mult o nouă relație cu voi. Își dorește atingerea voastră pentru că voi vindecați. Dar, repet, voi veți alege de acum încolo. Nu ei.
să vedem. Numărul 4. Cei care ați ales această piatră rozalie, mi se pare foarte dulce. Probabil că veți experimenta, sper să experimentați ceva. Are și un pic de scripiș, ceva plăcut. Ceva plăcut, aș spune. Hai să vedem ce aveți. Ah, 29. Femeia matură. Cleaning house. Vă maturizați. Vă maturizați, știți că aveți deliberat multe energii karmice. Sunteți în curățenie ca mine. Change, schimbări, peste schimbări. Poate vă schimba și stilul. Aveți de iertat. Cleaning cu forgive, ce frumos, forgiveness. Forgiveness. Da. În primul rând, nu e vorba doar de curățare fizică, de creare, recrearea ambientului în care stați, cât de iertare. 29, ce frumos. 33. Număr maestru, 36. Vă întoarceți privirea, inima către lumină. Aici a venit ce? Ia uite, 0, nebună. Aici au venit mai puține cărțulii. Aveți de iertat poate mai multe persoane, nu doar o singură persoană. Posibil că ați avut de-a face cu oameni care și-au schimbat atitudinea în fața voastră, era într-un fel, în fața altora altfel. Dar cel mai important este că voi să vă schimbați atitudinea față de voi. Să vă maturizați cu această femeie matură, bărbați, femei, nu contează, sau dacă vreți să vă atrageți oameni maturi în viața voastră. Albastru ăsta mă duce cu gândul și la aer și la apă, să vă curățați emoțiile și gândurile, nu doar spațiu fizic. Că tot e lună nouă. Poate unii dintre voi trebuie să vă schimbați aspectul fizic. În această eliberare de un trecut, să vă schimbați aspectul fizic. Este ceva ce ține de nou. Interesant, vă eliberați de conflicte. Ia uitați, de conflicte, 5 de spade. Luați la 0. Da, a fost o pasiune între voi, dar nu s-a manifestat deocamdată mare lucru cu valetul de monede, magicienul și asul de băte, din cauza unor influențe. 5 de spade. Nu degeaba, trebuie să iertați și să curățați energiile. Hai, vâști afară din viața mea. Nu cu ură, nu. E, nu, asta e, trebuie. Tăia stringurile. Ia uite, iar apare 0. Sunteți supărați, într-adevăr. Trebuie să decideți între tăcere și să... Eventual să vă faceți cu eremitul, e tăcere între voi și cineva, tăcere necesară, că să înțelegeți dincolo de confuzii, de opțiune. Opțiunile astea să vă aduc multe confuzii. Confuzii care vin pe ce? Ia uite, responsabilități, acasă, luna, frici. Trebuie să alegeți între a sta în aceste confuzii și în acest întuneric, eventual, și a îndrăzni. Știu că 4 de cupe înseamnă selecție, dar trebuie să nu vă mai uitați la 3 de cupe, la trecut. Să vedeți aceste opțiuni, această opțiune, acest nou. Poate că această femeie matură este energia către care mergeți. Doamnelor, voi deveniți femei mature. Domnilor, aveți nevoie de o femeie matură, nu de o femeie care vă înșală sau... Da? Dar pentru asta trebuie să riscați. Trebuie să ridicați privirea și să vedeți această cupă. În preajma voastră este dragoste, este lumină. Doar trebuie să turn on your heart, să vă întoarceți inima către lumină, către dragoste, către speranță. Să schimbați, apropo de schimbare, să schimbați, change. Schimbați locul, schimbați norocul, schimbați stilul, coafiura, eu știu ce. Văd galben și verde, aveți nevoie să vă deschideți inima, într-adevăr. Să aveți încredere în voi, încredere cu nebunul, și să aveți încredere că puteți să iubiți, că meritați dragostea. Ia uite, și în timp ce vorbesc, multă suferință.
Cavalerul de bâte, faetonul. Și doi de cupe. Da, sunt lacrimi, sunt regrete într-o posibil poveste de dragoste influențată de unii și de alții. De energii karmice. Da, de indeciziile cuiva. De bârfe. Dar iertați. Puteți manifesta altfel de oameni. Oameni care vă văd valoarea. Oameni maturi. Oameni, apropo de femeia matură, variază de la om la om ce reprezintă această femeie matură. Ori femeia către care mergeți dacă vă eliberați de trecut. Aici e un cavaler, e un nebun, bun în dragoste. Dar trebuie să știe înspre ce risc. Cavalerul nu înseamnă musa. Un om care riscă aiurea. Poate să fie și un om foarte curajos. Dar vedeți, e foarte interesant. Da, e o energie masculină aici, aș spune. Energie masculină. Să lase în urmă atitudine riscante și nebune și să manifeste decizie. Toate reprezintă abordări diferite, mișcare, acțiune. Una e haotică, alta e foarte determinată. Faetonul merge către stea, către vindecare, către eliberare, ce înseamnă, da? Vindecare, cleaning house, da? Curățare. Și către destin, da? Turn on your heart light. Lumina vine de la stea, de la soare, da? Trebuie să vă întoarceți privirea și direcția către soare, către stea, către lumină, către vindecare, către iertare, apropo de albastru, da? Și veți manifesta un suflet pereche care vede, vă vede, în cazul în care nu l-ați întâlnit sau n-ați întâlnit-o. Ia uite, 6 de bâte. Iar energie masculină. 6. Ambele reprezintă victorii, dorința de a avea victorii, de a cuceri. Și nu doar de a cuceri, chiar, deci faetonul merge către stea, către victorii și chiar se întâmplă victoria. Chiar cucerește. Pentru că e decis. Aici este schimbarea de atitudine. Vedeți cum s-a așezat? Ok, nu mai risc ca nebunul, în stânga și în dreapta. Am o singură direcție către care risc și nu că risc. Mă arunc cu toată pasiunea, cu toată determinarea, pentru că îmi dau seama că dacă îmi schimb direcția tot timpul, nu ajung nicăieri. Așa, dacă o țin consistent, hotărât, am parte de victorii. Sper că sunt clar. Ia uite, 6 de cupe. Da? Pasiune de, da, este. Dar descoperiți dincolo de atracția fizică și dragostea adevărată. Posibil cineva trebuie să-și ceară scuze că a avut o atitudine foarte imatură sau s-a lăsat influențat de XY. Ia, dăm pe nebun. 29 merge către 11. Lăsați în urmă energiile karmice ca să mergeți către sufletul vostru pereche, către flacăra voastră geamănă. A, 29 de două ori, poate este important. 29, 29, iar 11, 11. Extraordinar. Ia uitați ce a venit. Nebunul și diavolul. Efectiv, o viață haotică, nebunească, obsesivă, obsedantă. Din asta trebuie să ieșiți. Ați văzut, ați încercat sau personajul din viața voastră? Oamenii, apropo de cleaning house, v-au legat energetic, sunt legături karmice din care a trebuit să, sau trebuie să faceți eforturi să ieșiți. Nu e ușor, nu zic e ușor, nu, trebuie să faceți eforturi să ieșiți. Diavolul și nebunul! Au fost oameni care v-au manipulat emoțional, poate chiar iubite, mame, surori, vă de energie feminină, dar trebuie să alegeți o nouă cale. Și această cale va aduce un suflet, repet, asul de monede, ia uite. Iar doi de cupe, regele de cupe, va aduce și dragoste, și înțelegere, și maturitate, și stabilitate, dar depinde de voi. Cavalerul de bâte.
Adică, nebunul și diavolul, multă energie, multă atracție, sexualitate. Dar această energie poate fi redirecționată cu scop sau înspre scopuri mai înalte. Ia uite, înspre dragoste, în timp ce vorbesc. Cavalerul de bâte. Da. Din, au venit pe orizontal. Doi de cupe și cavalerul de, și regele de bâte. Deci cavalerul trebuie să descopere regele din el. A venit pe orizontal din cauza asta, din cauza adicțiilor și a tendințelor. Cum să le spun? Ușuratice. Ale unuia dintre voi nu s-a putut manifesta. Unul este matur, femeia e matură. Eu, femeie matură aici. Bărbatul nu e matur. Sau energia masculină versus energia feminină. Dar mai văd și energii feminine care țin și masculine, care țin în toxicitate, în karmă. Așadar, eliberați-vă de karmă, faceți curățenie și mentală și emoțională și fizică. Un pic de abstinență chiar ar fi bine pentru cine înțelege nevoia acestor perioade de abstinență, ca acest cavaler să nu mai fie nebun, să nu mai fie toxic, să devină decis, să devină rege și regele e apt să conducă un faeton, destinul către victorie, altfel nu. De-aia au venit pe orizontal. Și în momentul în care această energie masculină va fi asumată, își va atrage și femeia matură și sufletul pereche. Ce înseamnă asta? Să construiască stabilitate. Nu să lase, nu să abandoneze. Pentru cineva vorbesc. Clar, pentru cineva vorbesc. Că vă place, că nu vă place, asta e problema voastră. Faetonul. Ia uite, în timp ce vorbesc, vă place, nu vă place, ăsta e adevărul. Ia uite, justiția. Se va face dreptate. Sau trebuie să fiți corecți. Trebuie să fiți corecți. Voi sau... Repet, energie masculină trebuie să... Ia uite, aici e regina de bâte și regele de bâte. Cât puteți să veniți la această femeie? Da, e și matură, e și pasională. Da, și creativă. Cum puteți să veniți? Ca nebuni? Ca ființe adictive, toxice? Pe care nu se poate baza nimeni? Sau acest cavaler trebuie să-și cucerească regina? Și odată cucerită regina și ei devin regi. Ați văzut filmele? Mie îmi plac foarte mult filmele de epocă. Regatul cerului. Măi, deci nu știu, bine că el nu era nebun, nu era toxic. Dar un cavaler poate să cucerească o regină dacă este asumat și să devină rege. Why not? Ia uite. Asta nu e o bătălie. Cu el, cu gândurile, cu emoțiile, 10 de spade, să depășească tendința de a se răni, de a-i răni pe alții. Asta este un câmp de luptă, apropo de bătălie, da? Și să se lupte pentru iubirea lui. 5 de bâte și regina de cupe. Nu, așa. Faetonul. Uite, faetonul, ce mi-apare nebunie aici? Iar nebunul. Un nebun, cam greu, nu? Dacă în această poveste a fost o energie exagerat de nebunească, 7 de spade care minte despre călătorii, despre nebunile pe care le face la drum, despre... Ah, o femeie știe, e o femeie matură aici care știe, care poate să intre în energia sa masculină, care își găsește stabilitatea, nu are nevoie de stabilitate în altă persoană. A trebuit să învățați, eventual, de la această energie feminină. Da. Asta e determinare să muncești în relație, să muncești în viața ta, să muncești. Da, dacă vrei pasiune, trebuie să muncești. Face parte din manifestare și munca fizică. Altfel rămâne tot o iluzie, nu? Aici, trebuie să se vadă dincolo de confuzii și de blocajele mentale. De adicțiile astea.
obsesiile pe care cineva l-a trăit. 6 de bâte. Dacă ați avut de-a face cu un Casanova, doamnelor, faceți curățenie, vă maturizați și mergeți voi. Voi sunteți energia voastră masculină. Am zis, energie feminină, care are și împăratul în ea, în ființa ei. Mergeți voi cu determinare către transformarea vieții voastre și către victorii. Nu zice nimeni să stați lângă un aventurier, Doamne ferește. Dar iertați și faceți curățenie. Da, ia uite. Apropo de stea, apropo de lumină, valetul de cupe. Posibil că își vor cere scuze, poate, dar nu asta e. Important e ca voi să vă vindecați de această decepție. Dacă își cer scuze, bine. Dacă nu, punem o carte pe 6 de bute. Ia uite, au fost minciuni, noi au fost minciuni. 6 de bute, da, decideți. Puteți să refuzați. Dacă ei vin cu scuze, netransformați, nematurizați încă, puteți să-i blocați. Să ziceți, no, thank you. Mă bucur de mine. Și întorcând fața și inima către lumină, știu că voi găsi o nouă pasiune în altă direcție. Asta e. Hai să vedem către cea 8 de monede. 8 de monede. Că am zis, iertați și mergeți mai departe. 3 și cu 6 înseamnă 9. Ia uite. Dacă au fost 3 persoane, nu. Vă concentrați doar voi pe munca voastră, pe stabilitatea voastră. Voi pe stabilitatea voastră. N-aveți nevoie de oameni care n-au timp de voi. Nu, nu. Voi cu voi și cu ideile voastre. Șase de bute, mai dăm pe 6 de bute o carte. Ia uite, împăratul. Am zis, vă găsiți echilibru în voi. Nu contează că sunteți bărbați femei. Și în momentul în care vă veți găsi echilibru, va veni și o persoană care va avea să construiască. Doamnelor, da? Sunteți mature? Va veni și un om matur cu care să construiți. În momentul în care refuzați aventurierii, oamenii care vin, pleacă, vin, pleacă, vin, pleacă. Da? Ce bine dau cei doi. Amândoi sunt asumați. Amândoi. Păi, nu aveți nevoie de... Du-te, vină. Ia uite, asul, regele de spade. Oameni înțelepți, oameni cu mintea clară, oameni care știu să decidă, știu să aleagă, știu să gândească. Nu care... sau una, ba alta. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Să vedem cum o să descarc. Am probleme cu calculatorul. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, numai bine.